Sâmbătă, cele mai bune lucrări de pictură, sculptură, grafică și arte decorative înscrise la Bienala Internațională de Artă Contemporană Ion Andreescu și nominalizate de juriu au fost premiate. Juriul a fost compus din criticul de artă Luiza Barcan, președinte, conferențiarul universitar dr. Ovidiu Ionescu de la Universitatea Națională de Arte București și lectorul universitar dr. Răzvan Constantin Caratănase de la Facultatea de Arte a Universității Ovidius. La invitația președintelui filialei buzoiene a UAPR, Valeriu Șușnea, directorul și curatorul Bienalei, din juriu au făcut parte și managerul complexului muzeal Iulian Antonescu de la Bacău, coorganizator al saloanelor Moldovei, Dionis Octavian Pușcuță. În primul rând, criticul de artă, președintele juriului Luiza Barcan, în dreapta mea, profesor, conferențiar universitar dr. Ovidiu Ionescu de la Universitatea Națională de Artă, nu este, o să vină și numele lui mai târziu, conferențiar universitar dr. Răzvan Constantin Caratănase, domnul Caratănase, vă rog să fiți aici aproape de mine, nu știu pe unde este, pe tot undeva prin sală. Apoi avem pe managerul complexului muzeal Iulian Antonescu din Bacău, coordonatorul a multe ediții din celebrul proiect Savanele Moldovei, este vorba de domnul Dionis Pușcuță. Vă rog, domnul Pușcuță. Și cu voia dumneavoastră, Valeriu Șușnea, știți cine sunt, mă cunoașteți, am încercat să coordonez și această parte a acestui proiect. Înainte de a trece la ceremonia de premiere, organizatorul a prezentat publicului și invitații speciali în frunte cu primarul Constantin Toma. Mulțumesc oaspeților noștri, mulțumesc tuturor invitaților, participanților. Iubesc arta, dar iubesc în primul rând Buzău. Am plecat în acest demers acum 6 ani, atunci când am fost ales prima dată, plecând de la o definiție care m-a mobilizat, m-am, nu știu, toate felurile cu mă, să fac ceva pentru acest oraș. Acea definiție era dată de Stanford Institute, că dezvoltarea unei comunități constă de fapt în crearea și îmbunătățirea permanentă a capacității de dezvoltare în plan economic, educațional, social și cultural. Iată că jumătate din stâlpii dezvoltării unei comunități o reprezintă educația și cultura, care este o formă rafinată, înaltă de educație, ca asta este până la urmă. Vicepreședintele Consiliului Județean Adrian Petre a afirmat încă o dată că instituția pe care o reprezintă va sprijini necondiționat cultura buzoiană. Încep prin a vă felicita pentru organizarea acestui eveniment deosebit. Meritați atât dumneavoastră cât și toți artiștii plastici. Toată considerația instituției pe care o reprezint, tot timpul o să fim alături de cultură, de artă și, cum spuneați, de acel centru cultural, peste drum de noi, la fostul Spital Brătianu, va fi un asemenea centru. Vă așteptăm pe toți la deschidere, vă așteptăm pe toți cu expoziții și împreună, exact cum spunea și domnul primar Toma, să demonstrăm că Buzăul are valoare, are artă, are cultură. Vă mulțumesc mult! Vicepreședintele Institutului Cultural Român, Mirel Taloș, și-a exprimat surprinderea plăcută și a felicitat pe organizatori pentru prezența numeroasă a publicului. Vreau să vă spun că în București rare ori atâta lume la un vernisaj de artă, cu toată onestitatea vă spun. În primul rând vreau să vă felicit pe fiecare din artiștii expozanți pentru faptul că continuați să pictați, să creați, să produceți artă și cultură într-o perioadă nu foarte fastă. Președintele juriului Luiza Barcan le-a mulțumit buzoienilor pentru interesul manifestat pentru artele plastice și a deschis sesiunea de premiere cu premiile UAPR pentru pictură, sculptură și grafică. Bună ziua, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în număr impresionant alături de noi, așa cum s-a întâmplat în fiecare ediție. Sunt câteva lucruri de spus, într-adevăr, câteva lucruri importante, dar aș începe prin a sublinia faptul că legătura mea cu Buzăul
s-a făcut în urmă cu mai mult timp prin tabăra de creație de la Măgura. Atunci am avut ocazia să cunosc aceste locuri, să mă bucur de ceea ce au creat sculptorii de 16 ediții și să-mi doresc din tot sufletul ceva ce anul acesta pare că s-ar fi împlinit. Nu am fost acolo, dar am înțeles că în sfârșit s-a intervenit, că lucrările au fost degajate, că vegetația a fost înlăturată și că sunt din nou puse în valoare și felicit pe cei care au reușit să facă acest lucru. Vă felicit pe toți cei care ați participat, premiați sau nepremiați. Dumneavoastră ați făcut posibil acest eveniment și sunt sigură că dacă ne ajută și Dumnezeu, acest eveniment va putea continua. Ar fi extraordinar să asistăm și la deschiderea noului centru cultural, care de asemenea va contribui la creșterea în prestigiu și în valoarea acestei manifestări de tradiție a Buzăului. Premiul pentru pictură a dat oferit de Uniunea Artiștilor Plastici. Uniunea Artiștilor Plastici le-a dat o sumă pe care noi am încercat să o transformăm în premiu pentru pictură. Premiul Uniunii Artiștilor Plastici, așadar, se acordă domnului Dumitru Macoveni. Premiul pentru grafică a Uniunii Artiștilor Plastici din România se acordă doamnei Athena Elena Simionescu de la Iași. Premiul pentru sculptură a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cum premiul pentru sculptură, pentru că am dat 3 premii ale Uniunii Artiștilor Plastici, anul acesta nu a fost membru premiul pentru arte decorative. Este acordă unui buzoian, unui artist foarte important din filiala noastră, este vorba de Ciprian Dominoschi. Municipalitatea Buzău a acordat la rândul ei 3 premii artiștilor Eugen Raportoru, Alexandru Paraschiv și Alexandru Macovei din Republica Moldova, iar Centrul Cultural Marghiloman a premiat-o pe Anca Mihăilă. Alexandru Neamțu a primit un premiu din partea Consiliului Județean înmânat de vicepreședintele Adrian Petre. Dar, de data aceasta, este un premiu pe care juriul bienalei, Ion Andreescu, îl acordă unui artist foarte important din arta contemporană românească, foarte activ și în egală măsură, atât în țară cât și în străinătate. Este vorba despre Carmen Foenaru, este președinta filialei Bacău a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Felicitări că ai venit! Au mai fost acordate premii din partea AGIR, a Clubului Rotary și altor reprezentanței unor firme buzoiene, dar și premii oferite din partea unor prietene artiștilor buzoieni, precum avocatul Lucian Sălcuțan, profesorul George Tarara sau premiul Alexandru Nancu din partea lui Izei Barcan. Și acum avem un premiu iarăși special, un premiu, ultimul premiu pentru pictură acordat de OAPR din România, de data aceasta filiala Buzău. Este acordat maestrului Florin Menzopol, dacă este aici, vă rog să-l aplaudați. Este o surpriză pentru mine. Mulțumesc. Și încă ceva. Aș vrea să mulțumesc, aș vrea să felicit pe toți participanții la această ediție, o ediție specială prin calitatea deosebită a lucrărilor. Lucrări foarte, foarte frumoase și vreau să-i felicit pe toți creatorii, și cei care au primit premii și cei care nu au primit premii. Mulțumesc.
Ca de obicei, printre prietenii și susținătorii artelor frumoase din Buzău se află și grupul de presă Campus, care a primit diplome de excelență pentru promovarea activităților filialei Buzău a UAPR. Avem apoi domnul reporter TV Corneliu Floriceanu, Campus TV și Radio Campus sunt toate aici. Mulțumim, mereu este alături de noi. Cei care își doresc să admire lucrările de artă nominalizate și premiate o pot face gratuit până pe 30 noiembrie, când expoziția Bienala Internațională de Artă Contemporană a Ion Andreescu își va închide porțile.